Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție din Secretele Brașovului. Haideți că ușor, ușor așa toamna ne ajută aici la munte. Astăzi o să vedem ce se întâmplă și puțin mai la câmpie. Așa cum v-am obișnuit în perioada în care se apropie sărbătorile de Crăciun și nu numai, sărbătorile în general, multe din emisiunile pe care le facem la Secrete se duc și către o zonă, să zicem, mai sensibilă. Nu că de multe ori am abordat numai economie și politică, dar, așa cum știți, probabil, întotdeauna de Crăciun lucrurile stau parcă puțin altfel. E magia aia Crăciunului și a tot ceea ce se întâmplă. Și poate că dacă unii dintre noi sunt mai norocoși sau mai fericiți, sunt însă și alte persoane care au nevoie de ajutor, sunt persoane care nu sunt neapărat, poate, în cea mai bună formă sau perioada vieții lor. Astăzi vom discuta cu două reprezentante ale unei asociații care cred că nu mai are nevoie de mare prezentare, totuși o să le rog să fac așa o succintă prezentare și vorbim despre Asociația Salvați Copii și le salut pe această cale pe doamnele Liliana Bibacă Moșneguțu, manager de proiect și totodată doamna Adriana Zorilă, coordonator strângere de fonduri. Bine ați venit, doamnelor, la Secretele Brașovului! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și mulțumim din suflet pentru invitație! Bun, o să vă dau cuvântul în primul rând să spuneți dumneavoastră și cred că dacă vreți să faceți dar o scurtă introducere asupra ceea ce este Salvați Copiii, cred că mai mult în momentul de față, pentru că asociația este, nici nu știu, veche de când se știe, de când există ONG-urile după Revoluție, cel puțin cred că este una dintre cele mai vechi, dacă nu cea mai veche, asociație de genul ăsta. Și nu numai mă refer la vechime, cât mă refer și la anvergură. După care aș vrea să intrăm un pic în Festivalul Brazilor de Crăciun. Vă rog. Dacă e vorba de prezentare Salvați Copiii, o să vă rog să îmi dați mie prilejul să spun. Sunt și eu unul dintre oamenii care face parte din Salvați Copiii aproape de la înființare, din 1992. Salvați Copiii a început în 1990 cu programe care se adresau copiilor din casele de copii și copiilor străzii și ne-am dezvoltat pe parcursul acestor 31 de ani. Am început să lucrăm cu copii, am continuat lucrul cu copiii din casele de copii, dar și cu copii care sunt în risc de separare de familie, în risc de abandon școlar, cu copii care au nevoie de sprijin în comunitățile vulnerabile, cu dotarea maternităților, cu tot felul de echipamente atât de necesare supraviețuirii copiilor și multe, multe alte tipuri de programe. În ultimii ani ne-am axat și foarte mult și pe prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor vulnerabili prin dezvoltarea unor programe de tip școală după școală, programe remediale care sunt prezent în peste 20 de județe din România și care se adresează copiilor cu vârste între 4 și 16 ani care au nevoie de sprijin să nu abandoneze școala. Bun. Cred că, oricum, din 90 până astăzi ați avea ce vorbi, vorba aia, ore întregi, zile întregi. Mai cu seamă că, așa cum ați și specificat, sunteți printre primii oameni, până la urmă, care au pus umărul acolo. Felicitări că ați rămas atâta timp acolo împreună și pentru proiectele pe care le-ați făcut. Aș vrea să mergem acum puțin către zona de proiecte mai în prezent și să discutăm puțin despre acest Festival al Brazilor de Crăciun. Este așa numitul moment de aur al solidarității, am văzut. V-aș lăsa pe dumneavoastră să prezentați acest proiect. Mie mi s-a părut întotdeauna foarte frumos, cel puțin de când am citit despre el, de când a apărut. Poate faceți așa un scurt istoric și după aia venim puțin în prezent cu el. Festivalul Brazilor de Crăciun a început în 2001. Atunci scopul nostru a fost dotarea unor școli cu cărți, unor biblioteci școlare cu cărți. A fost un an plin de emoții, a fost o idee pe care am preluat-o de la Salvați Copiii din Anglia și am văzut că este o bună practică și am dezvoltat-o și noi aici în România. Este a 21-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun în această iarnă
Și până acum am oferit sprijin cu fondurile strânse în cele 20 de ediții. Am oferit sprijin pentru 112.200 de copii. Deci aproape 115.000 de copii au trecut prin programele Salvați Copii grație companiilor care au luat parte an de an la Festivalul Brazilor și nu în ultimul rând designerilor care, iată, în fiecare an au creat niște brăduți minunați pe care i-au donat organizației Salvați Copii. Ca și tipuri de programe, anul acesta pot să vă spun că am lucrat în 2021, am lucrat cu 10.000 de copii care au fost împărțiți în grupe de grădinițe estivale, peste 700 de copii. Am lucrat și cu copii și tineri care au abandonat școala, peste 250 de copii pe care i-am reîntors la școală prin programele A doua șansă. Și am lucrat cu peste 6.000 de copii în programe de școală după școală și educație remedială, pentru că anul acesta, mai mult ca niciodată, copiii au avut nevoie de sprijin permanent, de un adult care să fie alături de ei sau, dacă nu un adult, măcar un voluntar apropiat de vârstă care să poată să-i ajute să țină pasul cu școala online. Dar nu numai atât. Copiii au beneficiat, grație Festivalului Brazilor de Crăciun și de îmbrăcăminte, rechizite, masă zilnică pe care nu întotdeauna familia și-o poate permite. Astfel încât, pe lângă calitatea educațională, am reușit să contribuim și la creșterea calității vieții copiilor. Doamna Adrian Zorile, acum aș merge puțin către dumneavoastră și aș pleca de la câteva date foarte seci, pe care cu siguranță dumneavoastră le cunoașteți, și anume faptul că în România un copil din doi este afectat de analfabetism funcțional, unul din trei trăiește în risc de sărăcie și excluziune socială și cel puțin 100.000 de copii trăiesc fără ambii părinți sau fără unul dintre ei, din diverse cazuri. Totodată, 23% dintre părinți se aflau în anul trecut, în 2020, în incapacitatea de a procura medicamente pentru copii, în timp ce 15% spuneau că nu au acces la servicii medicale pentru acești copii. Aș vrea să plecăm puțin de la ideea asta și să ne spuneți, practic, acest fond de solidaritate pe care l-ați anunțat cu ocazia Festivalului Brazilor de Crăciun, cum anume funcționează, cu ce pot contribui oameni, persoane fizice, firme și așa mai departe, și totodată, exact cu ceea ce a spus și colega dumneavoastră, cum se desfășoară concret, pentru că e clar că dumneavoastră știți și se presupune așa cumva că, dar cum se desfășoară concret, adică vine designerul, donează bradul, mă rog, care arată într-un fel dumneavoastră, dumneavoastră să-l scoateți la licitație, cum se strânge acest fond? Mulțumesc în primul rând pentru întrebare. Fondul de solidaritate este creat exact pe fondul acestei crize sociale existente în țara noastră, iar organizația Salvați Copiii a decis ca acest fond să fie dedicat copiilor vulnerabili aflați în situații ridicate de risc. Vreau să încep cu răspunsul la întrebarea dumneavoastră, mulțumind în primul rând tuturor celor care ne-au fost alături atât în cadrul Festivalului Brazilor de Crăciun, dar și în toate campaniile pe care Salvați Copiii le-a derulat până acum în beneficiul acestor copii, pentru că cu ajutorul acestora am reușit să ducem mai departe programele noastre dedicate copiilor aflați în situații vulnerabile din țara noastră, care trebuie să aibă acces în mod total nediscriminatoriu la educație, la servicii medicale, astfel încât mai târziu în viață să fie pe propriile lor picioare, astfel cum este de altfel normal. Este foarte important pentru noi, ca Salvați Copiii, să avem parteneri care pot și înțeleg că numai împreună putem schimba în bine atât parcursul educațional al lui Ionuț, de exemplu, al cărui părinți nu își pot permite să-i cumpere o pereche de ghete și să-l trimită iarna la școală, dar și parcursul unui nou născut prematur care are nevoie de, fie de un ventilator, fie de un monitor de funcții vitale cu care medicina, cărui grijă este să-i monitorizeze starea de sănătate, ca apoi cel mic să meargă în siguranță acasă. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cum se desfășoară? Festivalul Brazilor de Crăciun a ajuns acum în acest an la cea de-a 21-a ediție. În cadrul acestei ediții avem deja 22 de brăduți unici ca design, realizați de designeri români cunoscuți, brazi care așteaptă să fie licitați în beneficiu copiilor,
În seara de gală care va avea loc la Muzeul Național de Artă al României în data de 9 decembrie. Toate fondurile strânse în cadrul licitației vor intra în acest fond de solidaritate pe care organizația noastră l-a anunțat deja și se vor duce pentru restabilirea accesului în mod nediscriminatoriu la educație, dar și la servicii medicale de calitate adresate copiilor. Cum pot companiile să ne ajute să se implice, dar și persoanele fizice? Este foarte simplu. Companiile ne pot fi alături fie printr-o sponsorizare punctuală în cadrul acestui fond, în cadrul Festivalului Brazilor de Crăciun sau în cadrul unui proiect, iar persoanele fizice ne pot fi alături printr-o donație punctuală, singulară, lunară, pe site-ul nostru www.salvascopiii.ro sau printr-un simplu SMS de 2 euro lunar la număr de SMS 8844, iar orice contribuție ne ajută pe noi ca și organizație să ne îndeplinim obiectivul principal, acela de a duce mai departe aceste programe dedicate și educației, dar și sănătății copiilor. Cu permisiunea dumneavoastră, chiar aș vrea să intru un pic și chiar vă rog să mă corectați dacă am uitat ceva sau dacă e... Am aici o listă pe care am luat-o cu designerii și artiștii care au creat acest braz unici pentru ediția de acum. Mi se pare important și să regăsesc multe persoane cu drag așa pentru lucruri bune, încep într-o ordine total aleatoare: Omid Ganandi, Adela Pârgu, Adina Buzatu, Doina Levința, Smiley și Ha Production, Teodor Graur, Daniel Nora, Gheorghe Flickel, Obi Planton, Ana Bănică, Hamid Nicola, Smaranda Almășan, Irina Dragomir, Daniel Codrescu, Ana Mohonea și Maria Mohonea, Ana Fetcu, Felicia Simion, cu sprijinul Marea Mura, Laura Hâncu, Nicu Bocâncea, Irina Totoianu și Octav Roman. De asemenea, mai sunt braduri realizate către elevii școli gimnaziale Step by Step și bradul Salvați Copiii, realizat de către Ștefania Mircea și o parte din copii din programele pe care le derulați voi, Salvați Copiii. Nu știu dacă i-am prins pe toți, eu cei pe care i-am găsit în general, dar mi se par multe persoane care sunt implicate în activități pentru copii. Și aici v-aș întreba pe dumneavoastră, acum ca să extindem puțin zona, știu, Salvați Copiii nu înseamnă numai un proiect, două proiecte, nu înseamnă numai la București sau la Brașov sau... Aș ruga să mergem un pic către impactul pe care îl aveți la ora actuală în întreaga România. Cine dorește să răspundă, nu să nominalizez, puteți să vă completați rămânerea la atitudinea dumneavoastră. Aici o voi lăsa pe colega mea, Lili, pentru că ea știe mai multe la nivel național pe proiectele educaționale. O să fie plictisitor să enumerăm toate județele unde lucrăm, dar o să o fac totuși, pentru că e important ca oamenii să vadă și colegii noștri care sunt acum în țară să se vadă și ei poate numiți și chiar și colegii noștri de la Brașov. Salut școala numărul 9 Nicolae Orghidan din Brașov și școala numărul 1 din Prejmer Brașov, unde desfășurăm programe și unde peste 100 de copii au parte de servicii educaționale și sociale de calitate foarte bună. Și acum să vă povestesc că avem programe în Argeș, în Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea. Deci, practic, prin programele noastre, noi Salvați Copiii atinge aproape toată țara, lucrăm la nivel național. Avem și programe punctuale și în partea de nord și nord-vest a României, unde nu avem chiar centre educaționale. Așa cum spuneam, peste 112.000 de copii au lucrat în programele educaționale. Cred că aș putea spune peste 1.000.000 de copii în cei 30 de ani au luat parte la campanii de informare cu privire la drepturile copilului, la educație pentru sănătate. Au fost sprijiniți de voluntari, au participat la o serie de
întâlnirea ale copiilor, forumurile ale copiilor, prin care ei și-au prezentat ideile și le-au prezentat forurilor de decizie la președinția României, la Senat, la ministere. Deci Salvați Copiii a implicat copiii în toate acțiunile sale. Atât încă de la naștere, așa cum spunea Adriana, le-am asigurat dreptul la viață, iar apoi i-am acompaniat pas cu pas să poată să devină niște copii și niște tineri bine pregătiți, care mai târziu să devină adulți responsabili, care să contribuie la bunul mers al societății. Ne dorim să-i vedem pe fiecare dintre ei în parte apt să se dezvolte și să contribuie și el la dezvoltarea altor copii mai departe. Acum, cât timp vorbeați dumneavoastră, mărturisesc că de la început, da, am tras așa cu ochiul la cadrul pe care l-aveți în spate. Nu că la mine, na, e cu totul altceva, dar nu aia esența, dar m-am uitat la ce aveți dumneavoastră în spate și am găsit clar, elementul comun sunt poze, figuri, desene, ceva de la poștă, probabil, corespondență, și tot felul de lucruri pe care le aveți acolo, dacă așa se vede universul în care lucrați. Și asta este foarte ușor așa de văzut, pur și simplu uitându-vă, de-aia făceam așa o trecere în revistă, văd și o felicitare acolo și multe alte lucruri. Și v-aș întreba aici și aș lăsa la latitudinea dumneavoastră, chiar v-aș ruga să comentați liber. Care e până la urmă satisfacția asta? Pentru că, uite, doamna Liliana spunea că lucrează din 90. Poate doamna Adriana este mai nouă, să mă gândesc, dar în Salvați Copiii, dar ce poate să fie atât de, nu știu, atât de motivant? Că de regulă știți cum e, după 7 ani de zile se vorbește că vrei să schimbi jobul, te mai duci în altă parte, se mai întâmplă. Asta e o chestiune normală până la urmă, ca omul să plictisească, să nu mai dea același randament, cel puțin e dovedită asta. De ce Salvați Copiii? Și de ce cu poze și cu așa banimă toată asta, tot ce se întâmplă? Să spun eu că așa, tot ați spus din 92, nu din 90, sunt la Salvați Copiii, da. Pentru că asta am vrut să fac. Așa am plecat eu în drumul meu, asta a fost parcursul meu, asta mi-am dorit. Și am găsit la Salvați Copiii și echipa și idealurile în care am crezut. În ceea ce privește dacă ne plictisim, nu ne plictisim, pentru că Salvați Copiii și noi, odată cu Salvați Copiii, ne-am dezvoltat. În fiecare an am făcut altceva mai bun, mai provocator. Am început cu un mic proiect și am ajuns să ne dezvoltăm la nivel național. N-ai timp să te plictisești, iar faptul că primești de la copii desenele și când mergi pe undeva prin țară îi vezi că îți dau un desen făcut de ei, te motivează. Avem fotografiile pe care ne trimit colegii noștri din țară. Cred că e cel mai frumos moment, cel în care sortăm fotografiile, să le punem fiecare la locul ei. Este extraordinar de frumos. Este ceea ce te motivează să pleci de acasă în fiecare zi, să vezi că nu ai muncit degeaba. Sigur că și celelalte profesii nu muncesc degeaba, că și inginerii fac, știu eu, mașini, dar noi lucrăm și șlefuim și modelăm drept niște ființe umane, niște copii care au nevoie, care altfel ar fi un pic singuri, un pic lăsați în voia sorții. Și atunci, sigur că motivația este foarte mare. Cel puțin în cazul meu, las pe Adriana, care și ea, poate că e mai nouă, dar nu e chiar atât de nouă. Nimeni în Salvați Copiii nu mai e chiar atât de nou, pentru că ne place ce facem. Da, vă rog, haideți să vedem. Da, eu nu sunt din 92 ca Lili, din Salvați Copiii. Sunt, cred că, de vreo 8 sau 9 ani, nici nu mai contează. Panoul din spate e făcut, adică în fiecare an am mai adăugat ceva la el. Fie că sunt copii, fie că sunt peisaje, fie că e cea de la poștă, aia e fix pe campania 3,5, care în fiecare an este mai intensă și mai interesantă decât în anul precedent. În Salvați Copiii nu prea ai timp să te plictisești. Eu chiar am o
o inside joke așa cu fetele din departamentul meu și cu colegele mele. Nu ai timp să te plictisești, cum zicea și Lily. Nu ai cum să te plictisești, iar eu o să spun punctual de ce sunt eu în Salvați Copiii și o să vă dau un exemplu foarte clar. Nu o să spun compania în cadrul căruia facem proiectul care e în continuare în derulare, însă unul dintre beneficiarii, dintre copiii noștri, care a fost luat sub aripa noastră în cadrul acestui proiect și a beneficiat de anumite, și de o masă caldă și de un pachet care înseamnă mâncare, îmbrăcăminte, alimente neperisabile sau încălțăminte, colegul meu care se ocupă de coordonarea acestui proiect a venit într-o zi la mine cu un filmuleț și mi-a zis, hai să vezi ce am reușit noi prin sponsorizarea dată de firma aceasta. Și mi-a arătat un filmuleț cu un băiat de 9 sau de 10 ani, nu mai știu exact câți ani ne avea, dar care avea nevoie de ochelari, de o simplă pereche de ochelari. Și firma care ne-a ajutat cu consultul oftalmologic și cu ramele acelea a rămas șocată la modul cel mai serios, pentru că cel mic avea o dioptrie de minus, nu știu, minus 10, minus 18, ceva în genul acesta, nici nu știam că există. Au rămas șocați și pentru că au vrut să ajute, ne-au oferit și un discount și ne bucurăm și le mulțumim pe această cale și lor. Și copilul și familia acestuia ne-au trimis un mesaj de mulțumire cu lacrimi în ochi, pentru că altfel nu avea cum să, nici cum să facă temele, pentru că nu vedea bine și nici cum să continue lecțiile sau să se ducă la școală și să aibă un parcurs normal ca ceilalți copii care au o vedere mai bună. Eu sunt de părere că dacă ajuți, nu știu, poți să ajuți, Salvați Copiii în momentul ăsta face lucrurile la nivel național. Și după cum a spus Lily, avem o plajă foarte mare de copii, adică prin intermediul Festivalului Brazilor de Crăciun am ajutat peste 112.000 de copii. Dar dacă avem fie și cazuri punctuale și putem să ajutăm măcar un copil, măcar unui copil poți să-i dai rechizite sau poți să-i dai încălțăminte sau poți să-i dai lucruri atât de basic care nouă ni se par, pe care noi ne luăm for granted, că nu vine neapărat acum în română o expresia, dar pentru ei reprezintă atât de mult, pe mine asta mă face să continui jobul în Salvați Copiii. Și nu m-am gândit la job ca la un job 9-17-30, ci ca la o misiune mai mult, pe care toți cei care vin aici o au. Și care, atât timp cât își fac bucățica și își o fac bine, este mai mult decât binevenită, pentru că noi ajutăm printre cele mai frumoase ființe de pe pământul ăsta. Știu că sună cumva idealistic și sună cumva, dar noi pentru asta suntem aici. Și da, pentru asta avem nevoie de tot sprijinul și pentru asta vă mulțumim tare mult pentru că ne-ați invitat și pentru că ne-ați întrebat, ne-ați întrebat lucrul ăsta, de ce suntem aici. Da, și uite așa, mai avem mai puțin de 2 minute. Trece timpul repede când vorbești despre copii și mai ales despre ceea ce faci și ce-ți place, asta e cel. Punctual o să vă rog dacă putem, e un subiect pe care aș fi vrut să-l dezvoltăm mai mult, nu insist mult asupra lui, sunt peste 75.000 de copii lăsați ca urmare a migrației economice a părinților, lăsați în țară la finalul 2020, probabil acum o fi și mai mulți, din care peste 13.000 sunt cu ambii părinți plecați în străinătate. Peste 9.000 rămân în grijă unui singur părinte. Am datele din 2020. Cât de mult se resimte sau vedeți asta în activitățile pe care le faceți? Dacă vă rog, cât de scurt s-ar putea? Am să vă răspund eu. Copiilor le este foarte greu.
Este o traumă pe care foarte greu o reușesc să o depășească și Salvați Copiii lucrează încă din 2009. Dezvoltă programe și pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate. Suntem în momentul acesta, avem aproape 70 de programe educaționale în care includem și copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate și pe lângă tot ceea ce oferim în cadrul școlii, lucrăm și cu psihologi care să-i ajute pe copii să depășească situația de frică, de neîncredere, de nesiguranță cu care se confruntă în momentul în care părintele a plecat. Desigur, încercăm să-i punem și împreună pe copii și pe părinți cu intermediul calculatoarelor, internetului și prin intermediul colegilor noștri care la rândul lor sunt specialiști și reușesc să-i învețe pe copii să utilizeze internetul astfel încât să vorbească cu părinților, să țină legătura. Nu în ultimul rând, am făcut campanii și am contribuit la schimbarea legii cu privire la obligativitatea de a delega autoritatea părintească atunci când părintele pleacă, când cei doi părinți pleacă și copilul rămâne în grija bunicului sau bunicii, pentru că în lipsa unui reprezentant legal, acel copil este în risc de a nu putea să beneficieze de o operație, de o intervenție chirurgicală, nu poate să fie înscris la școală sau să-și facă actele, nu poate să facă performanță pentru că nu ar putea să plece nicăieri de lângă casa lui, fără un acord al reprezentantului legal. Deci încercăm să acoperim și acest aspect atât din punct de vedere legal, cât și al intervenției directe la copii și la părinți. Doamnelor, am și încheiat deja emisiunea de ceva timp, o să trăiască să terminăm și mai abrupt. Vă mulțumesc mult pentru că, în primul rând, faceți ceea ce faceți și pentru, dacă vreți, cu asta aș încheia cu faptul că sunteți un exemplu viu că locul de muncă poate să fie mai mult decât locul ăla de muncă unde îți dorești un salariu, o casă, o mașină și așa mai departe. Sunt mai multe beneficii pe lumea asta. Vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes. Mulțumim și noi. Mulțumim. Oameni buni, atâta pentru prima parte la secrete. Luăm o scurtă pauză și ne reîntoarcem.